După orele prânzului, cei care circulau pe drumul Craiova-Balș au fost surprinși de o cădere masivă de precipitații care au depășit 30 de litri pe metru pătrat. Șoseaua a devenit destul de aglomerată ca urmare a reducerii vitezei autovehiculelor. Din fericire, nu s-a înregistrat niciun incident. Meteorologii emiseseră un avertisment de cod galben în intervalul orar 14-17 pentru zone izolate din județele Dolj și Olt. Precipitațiile vor continua să cadă izolat și după aceste ore până mâine. În următoarele ore, în Oltenia, va continua să plouă, vremea se menține răcoroasă pentru această perioadă, cerul va fi mai mult noros și vor continua să fie ploi și averse, vântul va sufla slab până la moderat, în cursul nopții izolat în sudul regiunii cantitățile de apă pot să depășească 10 litri pe metru pătrat, iar în cursul zilei de mâine, în sudul și vestul regiunii izolat, cantitățile de apă pot să ajungă la 15 litri pe metru pătrat. Conform prognozei meteo, abia de duminică în Oltenia se vor opri ploile. Începând de luni, vremea se va încălzi treptat, astfel încât de marți temperaturile maxime pot ajunge și până la 31 de grade.